Andorii și-au găsit în sfârșit un atacant. Colegului Mutu de la Ajaccio, David Ghilioti, vine diseară la București și va semna cu Gorjeni un contract până în vară. Atacantul de 27 de ani e rezerva lui Mutu la echipa corsicană și a decis să accepte o aventură la Pandurii. Îi mulțumesc lui Adrian Mutu pentru că ne-a ajutat, am vorbit personal cu el, că aveam nevoie de un atacant și mi-a recomandat acest jucător, coleg cu el. Sperăm să fie un transfer bun. Am ajuns la o înțelegere cu jucătorul, urmează ca astăzi să vină și să semnăm documentele oficiale. Sper să nu intervină alte probleme. Ghilioti a jucat până acum numai în Franța, la Monaco, Saint-Étienne sau Arles. Pârvulescu dezvăluie și ce a spus Mutu despre Ghilioti. Mi-a spus că este un jucător care cunoaște foarte bine jocul echipei Pandurii Târgu Jiu și el crede că va fi un jucător care se va integra rapid în lotul echipei noastre și un jucător care cu siguranță ne va ajuta în acest mini-retur, în realizarea obiectivului. Deci el trebuie să marcheze golul pentru a ne realiza obiectivul. Francezul va merge cu Pandurii în al doilea stagiu din Antalya. Debutul în Liga 1 ar putea veni pe 23 februarie. Liga Profesionistă de Fotbal a decis să devanseze startul returului cu o săptămână, spre nemulțumirea mai multor echipe, printre care și Pandurii. Nu este un lucru bun pentru noi, pentru că ne-am făcut planurile, ne-am făcut toată strategia pentru prima etapă, dar văd că ca la noi în România, să ne schimbăm de la o zi la alta. Nu cred că e normal, nici pentru noi, nici pentru conducători. Faci un program, încerci să țin programul pe care l-ai făcut cu pregătire și cu tot și se începe campionatul mai devreme. Nu cred că e un lucru normal, dar asta este. Trebuie să ne adaptăm și noi și să încercăm să facem bine până atunci. Decizia finală va fi luată luni în cadrul adunării generale de la LPF. Dacă returul va începe pe 23 februarie, gorjenii vor reveni din Antalya pe 20 și vor merge direct la Piatra Neamț pentru meciul cu Ceahlăul.